Mihai Onicaș, ce poți să-mi spui după acest meci? Mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm primul meci în acest campionat. Am reușit să începem cu dreptul, un meci în deplasare. Chiar dacă am câștigat, nu ne-a fost ușor. Zalău a fost a jucat cu ambiție, echipă tânără, nou promovată, sigur că își doreau și ei să joace, să arate în fața propriilor suporteri că merită să joace în Liga 3-a și mă bucur până la urmă că am reușit să câștigăm. E important să acumulăm cât mai multe puncte. Campionatul trecut ne-am salvat în ultima etapă și sper ca în acest an să nu mai fie cazul și să ne clasăm undeva în jumătatea de sus a clasamentului. Diferența mare totuși din Liga 1 și până în Liga 3-a. Da, e diferența mare. Pentru mine a fost așa o pantă descendentă, am coborât din ce în ce mai jos, până la urmă problemele din fotbal românesc pe care le-am simțit mereu m-au făcut încet să renunț și de aceea nici n-am mai vrut să plec după despărțirea de un Cluj departe de Cluj, să rămân acasă, să mă stabilesc și încet să o iau pe un alt drum, să depind doar de mine, să nu mai fiu nevoit să aștept luni de zile după salar și cred că am luat cea mai bună decizie. Cum ți s-a părut mie municipalul Zăloan, atmosfera, suporterii, lume multă totul? Într-adevăr, chiar mă bucur că lumea mai vine la meci. Alo! Terenul foarte bun, condițiile foarte bune. Mă bucur că echipe de tradiție, orașe frumoase, încearcă să aducă din nou echipe în primele ligi ale fotbalului românesc și mă bucur că au venit mulți spectatori. Îmi doresc ca și Zalău să se salveze în acest an și să continue încet să revină și în Liga 2-a, unde știu că mai de mult când eram mic, Armătura Zalău juca împotriva Universității Cluj și îmi doresc ca echipele de aici, de la noi din Transilvania să urce, să fim mai mulți noi în ligile, în primele două ligi ale fotbalului românesc. Mulțumim mult!